înlocuit la sânge, la măt, până măduva spinării. Au dus starea pe râp, am trăpat. Eu nu mai pot să mai fiu generație de sacrificiu la 60 de ani aproape. Lucrează la fabrici în Bucur, au început proteste. Ne mulțumim la fel ca și colegilor de grup. Bună seara, val de proteste în toată țara, dar și în capitală. Chiar acum, doamnelor și domnilor, protest la palat, în fața Palatului Cotroceni. Diana Buzea este acolo, vine cu informații. Bună seara, Diana! Diana Buzea este acolo, vine cu informații. Bună seara, bun găsit tuturor. Protestatarii și-au strigat nemulțumirile aici, la Palatul Cotroceni. A fost ultima instituție unde au protestat aceștia astăzi, pentru că știm că au avut un maraton al libertății. Așa au intitulat aceștia protestul de astăzi, pentru că au început de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Au continuat protestul la MAI, apoi la Ministerul Sănătății, Avocatul Poporului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Primăria Capitalei, unde i-au reproșat lui Nicușor Dan, primarul Capitalei, faptul că sunt probleme în continuare cu apa caldă și cu căldura în București. Și iată, ultimul punct a fost chiar aici, la Palatul Cotroceni, unde aceștia și-au strigat nemulțumirile față de președintele Klaus Iohannis. E bine, principala nemulțumire stă în continuare legată de starea de alertă în România, pentru că oamenii care au ieșit astăzi în stradă spun că s-au săturat de starea de alertă, s-au săturat aceștia de masca de protecție obligatorie, dar și de certificatul verde. Oamenii au venit cu mesaje pentru autorități, oamenii au venit cu steaguri, au protestat aceștia, așa cum vă spuneam, în 7 locații diferite astăzi. Toată ziua, practic, au mers pe străzile capitalei, dintr-o locație în alta. Însă nu au fost singuri, pentru că au fost aceștia însoțiți în permanență de forțele de ordine, de jandarmi, iată, de polițiști. Au fost în permanență alături de ei pe străzi și, așa cum spuneam, iată, ultimul punct aici, la Palatul Cotroceni, unde au protestat oamenii. Mulțumesc foarte mult, Diana, le mulțumesc și invitațiilor din această seară, domnul profesor Marius Pieleanu, sociolog, domnul Mircea Feche, deputat PNL, domnul Radu Oprea, senator și purtător de cuvânt al PSD. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vreau să vă mai arăt niște imagini, pentru că sunt relevante pentru starea de spirit de acum din România, domnilor și domnilor. Convoiul Libertății a ajuns la Timișoara. Haideți să vedem imaginile. Vă spuneam, Convoiul Libertății a ajuns și la Timișoara. Cu detalii vine colega mea, Iulia Ruxandra. Bună seara, Iulia! Bun găsit tuturor! Convoiul Libertății a ajuns, într-adevăr, în urmă cu foarte puțin timp și la Timișoara. Peste 50 de persoane au întâmpinat acest convoi format din mașini decorate cu drapelul țării noastre și au plecat împreună pe străzile orașului, îndemnându-i astfel și pe alții să li se alăture. Prin acest manifest, protestatarii vor să tragă un semnal de alarmă, cer aceștia anularea restricțiilor și le cer totodată iubitorilor de libertate să li se alăture în acest protest care poartă numele aceluiași principiu pe care iată că îl și promovează. Convoiul se va opri atât în fața prefecturii cât și în fața primăriei din Timișoara, unde intenționează aceștia să blocheze benzile pentru ca cei care nu sunt cu mașina să ia parte la acest manifest. Protestatarii sunt extrem de revoltați și consideră că aceste măsuri impuse în pandemia de COVID-19 sunt abuzive și că le îngrădesc, iată, dreptul la libertate. Așa cum vă spuneam, acest protest este unul masiv în mișcare. Convoiul Libertății a străbătut și va străbate în continuare întreaga țară, iar destinația finală este pe data de 18 februarie la București, acolo unde spun manifestanții că va avea loc un protest de mare amploare. Mulțumesc foarte mult, Iulia, pentru aceste informații. Domnule profesor Pieleanu, când ne uităm la protestele astea, în primul și primul rând, ne uităm la numărul de oameni, este relevant, sigur că e relevant dacă ți ies în stradă niște zeci de mii de oameni sau dacă ți ies în stradă câteva sute. Sau ne uităm la răspândirea geografică. Aproape în fiecare oraș încep să ai un nucleu de nemulțumire.
Da, pentru că oamenii s-au cam săturat, asta este evident, și s-au cam săturat cam în întreaga lume, nu numai în România. Sigur, la noi suntem replici palide a ceea ce se întâmplă, după cum ați observat, de pildă, la granița dintre Canada și Statele Unite sau în marile capitale europene. Dar așa cum suntem noi, cu puterea pe care o avem de mobilizare și de ieșire în stradă, se pare că și în România, vorba dumneavoastră, măcar prin numărul de puncte în care s-a produs o nemulțumire, intrăm și noi în rândul lumii. Acum, sigur că eu am tradiționala mea poveste nepopulară referitoare la înțelegerea ușor greșită, dacă mă întrebați, a conceptului de libertate, a faptului că ne referim la îngrădirea libertății atunci când autoritățile ne cer ca în toată lumea liberă, da, să purtăm o perioadă de timp mască la gură, dacă încercăm să ne și vaccinăm, dacă am putea, cât mai mulți cu putință. Adică tipurile de nemulțumire, legitimitatea tipurilor de nemulțumire, în opinia mea, e ușor diferită. Dacă, de pildă, în Italia, în Franța, în Germania sau în alte țări occidentale, inclusiv în Canada, peste ocean, nemulțumirile au justificare, fiindcă la ei rata de vaccinare este una semnificativ ridicată și atunci și așteptările din partea autorităților sunt în egală măsură ridicate. În România, în continuare, e o rată ridicolă a vaccinațiilor, dar cerințele despre libertate sunt similare cu cele din Occident. Păi bun, ne naștem liberi și ne naștem egali, e normal să fie așa. Eu nu cred în ce spunea Rousseau. Rousseau spunea asta și nu numai, tot iluminismul francez. Mai putem discuta asupra acestui lucru. Zic să mai bine să discutăm, domnule senator Oprea, despre faptul că oamenii sunt într-adevăr nemulțumiți legat de restrângerea drepturilor și libertăților, dar ce am văzut noi erau nemulțumiri generate de starea economică și de starea socială. Proteste la Arros Latina, oameni care și-au așteaptă măriri salariale, oameni care nu-și mai pot plăti facturile, nivel de trai scăzut în comparație cu prețurile. Sigur că protestele sunt de foarte multe ori îndreptățite, pentru că situația economică nu este excepțională azi și încă începând cu luna 1 aprilie, nu vom ști ce se întâmplă cu facturile la gaze și la energie. Se lucrează în guvern, sunt toate scenariile pe masă, însă deocamdată ați văzut că nu s-a ajuns la o concluzie. Noi am intrat la guvernare, Partidul Social Democrat, decis să fim partea soluției, nu a problemei, de aceea am și furnizat astfel de soluții și acum trebuie luată decizia în guvern. La Cugir, unde am văzut, am vorbit ieri cu domnul ministru al economiei, tocmai în acest subiect, să vedem că dacă au luat vreo acțiune și au fost prezenți acolo, da, un secretar de stat de la Ministerul Economiei este acolo pentru a vedea exact ce se poate face pentru toți cei care lucrează la Cugir. Ce știu este că e un program ambițios de 200 de milioane de lei de investiții în toată industria de apărare, ceea ce poate da într-un timp relativ scurt, un orizont de speranță pentru toți acești oameni care lucrează în toată țara în industria de apărare. Și acum când ne uităm la ce se întâmplă în zone foarte apropiate de România, ne dăm seama că o industrie proprie de apărare este importantă. De aceea, cu certitudine, vor fi investiții în acest domeniu și asta creează speranța de a o duce mai bine, de a avea salarii mai mari. Un loc de muncă bine plătit e cel mai bun răspuns din punct de vedere social pentru toți românii. Doar că, domnule senator, oamenii așteaptă acum să li se rezolvă problema. Vorbim, bineînțeles, de investiții. E o chestiune absolut generoasă, sună foarte bine. Un nivel de trai ridicat, un salariu bun. Doar că, repet, oamenii așteaptă acum să li se rezolve problemele. Pentru perioada următoare, o lună, două, trei, după 1 aprilie, se poate face ceva? Sigur, dacă PSD n-ar fi intrat la guvernare, pachetul social n-ar fi existat. Nici punctul de pensie n-ar fi fost crescut cu 10%, nici acea indemnizație suplimentară din luna ianuarie, nici alocațiile mărite, nici salariul minim mărit, toate aceste lucruri n-ar fi existat. Dacă e suficient astăzi pentru cei mai mulți dintre români, nu este suficient, însă cea mai mare provocare, din punctul meu de vedere, o reprezintă rezolvarea situație legată de valoarea facturilor la
gaze și la energie electrică. Pentru lunile februarie și martie suntem în interiorul unei ordonanțe de urgență privitoare la plafonare și la compensare, care rezolvă foarte mare, pentru 90% dintre români, poate asigura o factură cât de cât stabilă. Problema este ce se întâmplă după. Și sunt soluții și după. Guvernul lucrează în acest moment. Vă rog, domnule deputat Fechet, pentru că dacă e să-l ascult și să-l cred, de ce să nu-l cred pe domnul senator? Prea la dumneavoastră e problema, mai mișca și dumneavoastră ceva, că cei de la PSD au făcut componenta socială. Noroc cu dânsii. Noroc cu dânsii, așa este. Aș începe spunând că și dacă ar fi intrat PSD-ul la guvernare și dacă n-ar fi intrat, și punctul de pensie și alocațiile ar fi crescut, pentru că acelea erau măsuri anunțate încă dinainte de a începe discuțiile de guvernare împreună cu Partidul Social Democrat, ori aproape că nici nu înțeleg relevanța unor astfel de afirmații. În legătură cu protestele din România, suntem pe deplin conștienți că lumea s-a săturat. Nu doar de pandemie, și aici probabil că întreg globul pământesc este la limita de suportabilitate a restricțiilor, a măsurilor de impuse pentru diminuarea pandemiei și așa mai departe. Însă, în România cel puțin, peste această criză a COVID-ului, s-a suprapus și criza prețurilor la energie și păi pe bună dreptate populația nu doar în România. E adevărat, însă mai alte țări resimt mai bine și mai puțin apăsător criza prețului la energie, spre exemplu. Din nefericire, România este una dintre țările care, deși are resurse de gaze naturale, spre exemplu, a resimțit o creștere formidabilă a prețului la energie, ceea ce nu s-a întâmplat în alte state membre. Avem soluții pentru aceste luni de iarnă, respectiv ianuarie și februarie, de fapt până la 31 martie există soluții, însă cred că întrebarea pe care trebuie să ne o punem în acest moment este încotro se îndreaptă economia României, ce se va întâmpla cu miile de firme care astăzi depind de prețul energiei, pentru că în situația unui preț mare la energie, ele nu vor fi competitive și vor intra probabil în faliment. Ce se întâmplă începând cu luna aprilie și așa mai departe? Ori, din acest punct de vedere, discutăm deja în aceste zile de câteva măsuri propuse de Partidul Național Liberal. Cel mai la îndemână este scăderea TVA-ului cu 2 puncte, respectiv de la 19 la 17%, care ar putea atenua puțin din inflație, și reducerea presiunii pe mediul privat și pe angajați până la urmă prin reducerea contribuțiilor salariale, și mă refer aici în primul rând la scăderea CASE-ului de la 25 la 20%. Acestea sunt doar 2 dintre măsurile care sunt astăzi testate, sunt pe masă, așa cum ne place nouă să spunem, cu speranța că ele vor putea fi puse în aplicare și vor putea contribui la însănătoșirea mediului de afaceri din România. Astea sunt propunerile domnului Câțu, dar n-aveți prim-ministru? Sunt propunerile, adică... Partidului Național Liberal. Păi aveți și primul ministru în Partidul Național Liberal. Este foarte adevărat, însă nu primul ministru decide TVA-ul. TVA-ul se va decide în coaliție împreună cu primul ministru, împreună cu ministrul finanțelor publice, împreună cu ministrul economiei și toate celelalte ministere care sunt din... Atunci mă întorc la domnul senator Oprea și întreb de ce nu vreți, domnule, că sună foarte bine, adică scade TVA, scad prețurile, nu mai contribuim atât de mult la bugetul de asigurări, ne mai rămân bani în buzunar, iarăși sună foarte bine, măcar pe hârtie sună bine. Sigur că am intrat la guvernare pentru a găsi soluții pentru cetățeni, n-am intrat să ne certăm, n-am intrat să fim aroganți, nimic din toate acestea. Sigur că dacă mă uit pe zona energiei, ar trebui să-i aduc aminte colegului meu că ministrul energiei se numește Virgil Popescu și că, spre exemplu, Banca Națională a României, prin domnul Vasilescu, a definit că este o cauză principală haosul liberalizării. Aici, sigur, ar fi niște nuanțe. Când Victor Ponta era prim-ministru, ca să clarificăm și povestea liberalizării. Nu v-am întrerupt.
V-am spus că nu avem sub nicio formă gândul de a ne certa vreun pic, ci gândul nostru este de a găsi soluții. Aceste soluții sunt propuse și de către PSD și de către PNL, sunt pe marsa premierului și trebuie luată o decizie. Și suntem în această situație. Ați văzut că este un grup de lucru mare, în care s-au venit cu tot felul de soluții. În momentul acesta se analizează care este cea mai bună. Sigur, puteau fi, spre exemplu, scăzută partea aceasta de contribuție la asigurări de sănătate și sociale și în timpul cât domnul Câțu era premier sau ministru de finanțe. Dar nu s-a întâmplat. Însă, oricare dintre soluții este bună atâta timp cât este convenită în cadrul coaliției și pusă în aplicare de către guvern. Zic că înainte de emisiune, unul dintre invitați care era reprezentant al opoziției ne-a anunțat că nu mai poate veni și îmi făceam griji că nu o să fie opoziție în emisiune și nu o să fie conflict și nu o să fie... Da, iată că nu e mai nevoie de opoziție, avem destul putere. Toate discuțiile astea vin pe fondul unor avertismente de la Banca Națională, dar și unor analiști, conform cărora România urmează să fie lovită de cea mai gravă criză din ultimii 30 de ani. Bianca Ogarcă ne oferă informațiile. Bună seara, Bianca! Bună seara, bun găsit tuturor! Urmează vești din ce în ce mai proaste pentru români, asta în condițiile în care inflația a explodat, iar guvernanții nu au venit nici până în momentul de față cu acel pachet de măsuri în domeniul energiei. Iată că tocmai în acest context specialiștii vin cu avertismente sumbre, vin cu avertismente alarmante. De exemplu, economistul Cristian Socol susține că România a intrat deja în recesiune tehnică încă din ultimul semestru al anului trecut și că în cazul în care nu se vor lua măsuri urgente, România riscă să treacă prin cea mai mare criză economică din ultimii 30 de ani. Deși așa cum am putut observa, românii se confruntă cu numeroase scumpiri, vorbim de scumpiri în special cu privire la alimentele de bază. În paralel, reprezentanții BNR vin și ei cu anumite avertismente, cu avertismente dure, dacă putem spune așa. Reprezentanții BNR susțin la rândul lor că urmează o criză de nedescris și că acest șoc trebuie oprit. Mulțumesc foarte mult, Bianca. Domnule profesor Pieranu, ați urmărit ca și mine dezbaterea dintre cei doi. Sigur că nu poate decât să-ți facă plăcere să vezi că o confruntare de idei, dar până la urmă oamenii PNL și PSD sunt într-o coaliție. Trebuie să iau niște decizii. Nu se plac în mod evident aici, nu mai există niciun fel de semn de întrebare sau de dubiu. Doamne, dar decizii trebuie să iei. Vi se pare că se mișcă ceva? Poate am eu o viziune, nu știu, distorsionată de griji. Bun, nu ai nevoie de viziune, ci de informații. Adică noi nu știm ce anume se petrece la Palatul Victoriei sau în alte locuri unde se întâlnesc cele două, trei, de fapt, componente ale guvernării. UDMR a dispărut, practic, din discuție, deci nu mai e. UDMR își vede de treaba lui, ca întotdeauna în ultimii 30 de ani. Nu știu, mie mi se pare destul de important faptul că, de pildă, economistul, profesorul Cristi Socol, pe care eu nu ascund că l-apreciez foarte mult, fiind și un, mă rog, economist de stânga, asumat, dă aceste semnale de alarmă. Faptul că ne spune că intrăm în cea mai mare criză de după Revoluție, practic, da, ar trebui să ne pună pe gânduri. Sigur, e și Radu, care este economist de formație, din cât știu, poate să ne spună pendelete, dar eu nu cred că nu pregătesc cei din coaliție măsuri adecvate, pentru că dacă vor lua măsuri adecvate, vor fi în favoarea tuturor partidelor care guvernează România astăzi. Dacă nu vor fi cele mai corecte și adecvate, repet, în principiu, atunci sigur că ele se vor vedea în nemulțumirea publică, într-un fel sau altul. Nu pot însă să nu am o constatare de cetățean de data aceasta. Nu am pretenția de a fi foarte bun cunoscător al științelor economice, însă privind populația cum trăiește, cel puțin în urbanul mijlociu și mare din această țară, faptul că sunt prezenți pe străzi, în mall-uri, magazinele sunt pline, chiar și restaurantele, așa cum sunt ele în perioada de pandemie, consumul foarte ridicat de orice. Ok, ea nu se leagă cu această, apocaliptică
viziune de criză în care România este iminent a intra în ea. Adică aici nu înțeleg eu, nu ar trebui să se vadă și pe stradă lucrurile astea. Nu știu, până și chestiunile legate de ieșire, n-ar trebui să fie foarte multe mii sau zeci de mii de români care să-și manifeste nemulțumirea, inclusiv la facturile la energie. Eu nu îndemn la așa ceva, Doamne ferește. Dar știu că dacă sunt nemulțumit într-un mod fundamental de ceva, eu unul ies în stradă. Da? Păi da, dar pe știți cum e, că asta... vorbim de 2 ani de pandemie, nu... lumea este epuizată și fizic și psihic. Dom'le, nu știu cât de epuizată fizic este. Nu vă supărați. Adică, iată cu convoaiele astea ale libertății, sigur nu ne luăm după canadieni, dar și în România, dom'le, constat că multe mii de mașini cu 7 lei litru de benzină au ieșit pe străzi. Vă rog să vedeți și așa acest convoi al libertății. Repet, multe mii de mașini cu 7 lei litru la benzină. Păi e sărăcie? Păi nu, da, nu, stați un pic. Principiul bate orice. Ori luptăm pentru principiu, ori nu mai luptăm. A, deci ne uităm luptăm la bani acum, principii. Ne luăm deci... la 7 lei benzina pentru... Totul pentru front, totul pentru victorie. Păi adică așa și trebuie. Dăm 7 lei pe benzină, dar ieșim la liber... la... Haide la rebeliune, da? Deci aici nu înțeleg. Poate, sigur... Este adică, domnul Zisărescu, zicina noastră că populația o duce mai bine decât ne dăm noi seama? Domnule, populația nu știu dacă o duce mai bine, că aici chiar că intrăm într-o analiză tehnică. Populația, sigur însă, fie ne minte pe noi prin sondaje când declară că nu e mulțumită de direcția în care se îndreaptă țara, fie chiar, cum să spun, chiar trăiește bine. Adică, repet, mall-urile sunt pline, consumul este uriaș. Magazinele sunt pline, străzile sunt pline de mașini și nu numai în București unde e prost gestionată circulația, în toată țara asta, da? Oamenii, cum să spun, apar case peste noapte, toată țara e un șantier. Dom'le, din ce bani? Dom'le, înseamnă că așa o fi, cum spuneți dumneavoastră, adică, sunt mai mulți bani decât ne dăm noi seama? Adică n-ar trebui să ne uităm mai degrabă, mai apropiat la, să verificăm, dincolo de aceste, repet, scenarii apocaliptice. Dom'le, banii negri din această țară se mai ocupă cineva de ei? Ei, haideți, că acum zău. Păi nu întreb. Câteodată sunteți foarte pragmatică, de multe ori sunteți pe stradă, și foarte idealist. Luați-o pe șoseaua Chiselef acum, sau pe Dorobanț, din 10 mașini, 3 sunt BMW-uri, 3 sunt Mercedes, mai găsești un Logan așa. E adevărat că pe șoseaua Chitile la mine găsești multe Loganuri. Dar sunt prea multe mașini scumpe, ale unor oameni care n-au legătură cu politica. Ar trebui să se vadă la ANAF. La banii care se strâng la ANAF de la aceste firme, înțeleg, foarte puternice, care își permit să ia leasing-uri pe mașini de peste 100.000 de euro, deci taxele ar trebui să fie similare la fel de mari. Asta e o gândire neomarxistă la mine, da? De stânga extrem. Super stânga. Da. Super stânga. Dar eu e o chestiune care pe mine mă îngrijorează, pentru că e o discuție care apare, cum să zic, mai tot timpul în spațiu public, în pofida faptului că este negată de către guvernanți, totuși apare periodic informația conform căreia vârsta de pensionare ar putea crește, și asta pentru că liderii europeni cer guvernului să facă o reformă mai amplă a pensiilor, românii să fie încurajați să muncească cât mai mult. De asemenea, se cere majorarea doar pentru pensiile mici. Problema este că în România speranța de viață este mai mică decât în restul, în Europa Occidentală. Mădălina Petre ne explică. Bună seara, Mădălina! Bun găsit tuturor, da, un semnal important care vine de la Bruxelles. Asta pentru că liderii europeni au transmis un mesaj foarte important pentru cei din guvern. Și anume, ni se cere concret să facem o amplă reformă a sistemului public de pensii și, cel mai important, ne spun cei de la Bruxelles că ar trebui să creștem vârsta de pensionare. Este un subiect extrem de controversat, s-a discutat inclusiv în cadrul guvernului despre o măsură în acest sens, însă cel puțin până acum nu au reușit cei din Partidul Social Democrat cu cei din PNL să ajungă la un numitor comun. Însă vedem acest mesaj care vine de la Bruxelles, ne spun liderii europeni că oamenii trebuie să fie încurajați să muncească cât mai mult, să rămână în câmpul muncii, anume să nu se pensioneze la 63 de ani femeile și la 65 de ani bărbați, așa cum prevede legislația în momentul de față. Urmează să vedem dacă până la urmă cei din guvern vor veni și cu o măsură concretă în acest sens, pentru că, așa cum spuneam, s-au purtat anumite discuții în Partidul Național Liberal și era o variantă la vremea respectivă ca oamenii, românii care aleg să muncească mai mult, să nu se pensioneze atunci când împlinesc vârsta standard de pensionare, ei bine, să primească o serie de bonificații, să le crească
mărească punctajul lunar și implicit să aibă o pensie mai mare. Însă, bineînțeles, așteptăm și o măsură concretă în acest sens. Mulțumesc, Mădălina. Domnule deputat Vechet, se pune această problemă pentru că, vă spun sincer, noi suntem generația decrețeilor. Practic, speranța de viață, în noi se pune, își pun speranțele oamenii că vom plăti, vom ieși la pensie și vom, sau mă rog, până vom ieși la pensie, vom plăti pentru cei care au nevoie să primească acum. Noi, la rândul, ne așteptăm și noi, dacă mai trăi, să ne luăm pensie. Problema este că speranța de viață noastră este mică. Rămâne în continuare mică. 70 de ani, 67 de ani, 69 de ani, se va modifica vârsta de pensionare în România? Este adevărat că în trecut au existat discuții legate de creșterea vârstei de pensionare, dar țin să precizez faptul că era vorba de o creștere benevolă și opțională. Cu alte cuvinte, în măsura în care un angajat cu precădere din sistemul public, pentru că la privat poți munci oricât dorești, dar dacă un angajat din sistemul public dorea să rămână și să muncească până la vârsta de 70 de ani, statul îi oferea acest drept. Astăzi, însă, când discutăm, în Partidul Național Liberal nu mai există o astfel de discuție pe masă. Ori, din acest punct de vedere, în momentul în care discutăm, nu putem să ne asumăm politic în niciun caz creșterea vârstei de pensionare. Bineînțeles că aceasta este o chestiune pe care trebuie să o discutăm și cu partenerii de guvernare, pentru că înainte de toate, sistemul de pensii trebuie să poată să stea în picioare de aici încolo foarte mulți ani, pentru ca și generația oamenilor activi astăzi să poată să mai beneficieze de pensii. Ori din acest punct de vedere, el trebuie atent monitorizat, trebuie corectat atunci când este cazul, dar, repet, astăzi când discutăm, nu se pune problema, așa cum a afirmat și primul ministru Ciucă, nu se pune problema creșterii vârstei de pensionare. Vă rog, domnule senator Oprea. Certitudine nu se poate pune în România această problemă astăzi, pentru că avem o anumită specificitate, aveți foarte mare dreptate, datele Eurostat arată că speranța de viață anul trecut a scăzut cu 1,4 luni în România, ceea ce nu dă o perspectivă foarte bună celor care urmează să se pensioneze. Dar mai e un indicator foarte important. Speranța de viață sănătoasă în ultimii ani de viață. În România este foarte scăzută, este 6,5 ani după pensie, dacă ne uităm la germani, care au cu 7 luni mai mult, au 65,7 luni, vom vedea că au aproape dublu, au 11,5 ani speranța de viață sănătoasă. Polonezii, spre exemplu, au 8 ani speranța de viață sănătoasă. Și atunci trebuie să ne punem problema foarte serios, cum mărim această speranță de viață sănătoasă, astfel încât, într-adevăr, să ne putem bucura de pensie, nu doar să stăm să luăm medicamente. Și aici sunt foarte multe cauze, printre care condițiile de lucru, printre care accesul la sistemul de sănătate și așa mai departe. Acestea, din punctul meu de vedere, sunt marile provocări pe care le avem, îmbunătățirea sistemului de sănătate, îmbunătățirea condițiilor de muncă și apoi putem vorbi despre alte lucruri. În acest moment, în România, din punctul nostru de vedere, acest lucru nu poate avea loc, creșterea vârstei de pensionare. Și ce mă bucură foarte mult este că inclusiv prim-ministrul, domnul Nicolae Ciucă, a spus că pentru acest subiect al pensiilor, al Planului Național de Redresare și Reziliență, știți, acel 9,4% din PIB, va merge la Bruxelles, dacă este cazul, împreună cu ministrul Marius Budăi, pentru a avea discuții în acest sens. Aș vrea să văd acel moment. Deocamdată rețin promisiunea ambelor partide, PNL și PSD, că nu se pune problema creșterii vârstei de pensionare. Astăzi, doamnelor și domnilor, am așteptat cu toții să vedem dacă va fi sau nu, dacă va începe sau nu războiul între Rusia și Ucraina. Știți foarte bine, a fost avansată data de astăzi, 16 februarie, ca fiind data unei posibile invazii. Din fericire, nu s-a petrecut acest lucru. Vreau însă să vorbim un pic despre cauzele care au dus la întărirea puterii Rusiei și a lui Vladimir Putin. Dacă e să ne luăm după Traian Băsescu, fostul președinte al României, Europa
statele europene sunt responsabile pentru ceea ce face acum, în aceste momente, Vladimir Putin, în speță companii importante, mari din Europa, au preferat să facă afaceri cu Rusia, finanțând astfel puterea militară a Moscovei. Haideți să vedem declarația. Pretenția Kremlinului de a negocia cu NATO și SUA o nouă arhitectură de securitate în Europa, prin stabilirea zonelor de influență din timpul URSS, arată negarea de către Rusia a dreptului suveran al statelor independente de a-și decide singură sistemele de alianțe și modul de a-și asigura securitatea. Lunga listă de cedări și compromisuri excesive făcute în favoarea Rusiei de dragul afacerilor unor mari companii europene, dar și pentru aprovizionarea cu gaze în condiții preferențiale, au finanțat armata cu care Putin amenință azi pacea unor state europene. Altfel spus, atât de îndrăgitul business as usual cu Rusia s-a făcut în detrimentul securității Ucrainei, a țărilor baltice, a Poloniei, a României, a Bulgariei. În aceste zile, Statele Unite și Regatul Unit au reacționat rapid și masiv, consolidând militar Ucraina și flancul estic. NATO este singurul scut real pentru securitatea europeană. Cel puțin pentru moment, soluțiile pentru securitatea europeană sunt accelerarea procesului de dobândire a independenței energetice față de Rusia, descurajarea militară și economică a Rusiei și încetarea compromisurilor politice în favoarea Rusiei. Traian Băsescu, în plenul Parlamentului European, domnule profesor Pielanu, dincolo de considerațiile geopolitice și geostrategice, Traian Băsescu a ridicat o problemă pe care am văzut-o, sau mă rog, pe care am regăsit-o aseară în discursul președintelui Biden. Independența energetică, și vorbim de Statele Unite care nu sunt dependente de gazul rusesc. Și cu toate astea, președintele Biden le-a spus americanilor, fraților, în cazul în care va avea loc o invazie, să știți că foarte probabil va crește prețul motorinei, petrolului, dar avem variante ca astfel încât voi, cetățenii de rând, să nu fiți afectați. Da. Dom'le, unde este discursul ăsta în România? Păi să spunem noi ce? Comparăm cu președintele Statelor Unite sau să spunem noi ce? Văd că domnul Traian Băsescu, fostul președinte Traian Băsescu, este sigur indignat de faptul că marile companii, corporații capitaliste, de zeci, sute de ani unele chiar, au făcut afaceri cu Rusia. Și acum și înțeleg că au finanțat prin asta creșterea înarmării. Da. Și ce ar fi trebuit să facă? Să nu facă? Adică România e mai bine în situația în care n-a avut niciun fel de relație comercială importantă cu Rusia? Am înțeles. Să știți că în toate sondajele, indiferent cine le face, principala țară percepută ca dușmană a României este Rusia. Adică aici noi nu avem o îndoială privind antipatia profundă, structurală, pe care românii o au, din motive corecte, istorice, față de Rusia. Dar un pic de business puteam să facem. Putem să facem. Ungaria, care, ce să vezi, este țară membră și NATO și Uniunea Europeană, da? A semnat un contract ceva de curând acum, în care Rusia finanțează cu 10 miliarde de euro și ei cu 2 miliarde o centrală nucleară. Domnule profesor, relația între România și Rusia nu se compară cu... Avem probleme nerezolvate mari cu Rusia. Eu probleme de graniță istorice le am cu Ucraina. Deocamdată Ucraina are în teritoriul național teritorii și populații românești care ne aparțin de drept. Da? Am renunțat la ele în momentul în care am devenit membri. Atenție, nu se înțelege ceva greșit despre mine, că am devenit peste noapte vreun mare partizan al Imperiului Țarist, sub nicio formă. Dar o analiză rațională, echilibrată, putem să avem asupra acestor lucruri. Ce înseamnă în cazul ăsta, domnule deputat Fechet, ce ar însemna să avem și noi, să fi avut și noi o relație pragmatică? Adică îngrijorarea, iertați, doar o secundă să mă ierte, domnule deputat. Doar o secundă atât. Îngrijorarea domnului Traian Băsescu ar fi fost mai, cum să spun, legitimă dacă s-ar fi referit la Republica Moldova, unde începând cu perioada domniei sale de 10 ani,
S-au dat aproape 1 milion de cetățenii la cetățenii Republicii Moldova, așa. Poate că pe bună dreptate, și acești cetățeni iubitori de patrie mamă, în continuare, în capitala țării, în Chișinău, vorbesc în marea lor majoritate limba rusă, după 30 de ani de la căderea cortinei de fier. O să vă surprindă, dar și în Ucraina se vorbește foarte mult rusă. Asta e limba care circulă. Ce să facem acum? Să le băgăm Republica oamenilor română? Moldova este istoricește a acestei țări, nu a Rusiei. Ucraina nu. Ucraina nu. Păi Ucraina nu, e vorba de relația dintre Ucraina și Rusia. Păi da, n-am treabă, comparația nu se suportă. Eu vorbeam de românii rusă. Noștri de peste Prut. Bun, cu un președinte suveranist și cu un popor care vorbește în continuare, după o generație sociologic 30 de ani, în continuare limba rusă. Cu toate podurile de flori culturale pe care le-am avut. Și asta este un eșec al statului român, spuneți. Un eșec al statului român. Adică până facem noi, înțelegi, marea politică mondială, hai să ne uităm la eșecurile noastre aici, cu vecinătatea noastră, cu Basarabia, care este pământ românesc. Eu de cred asta e vorba. Dom'le, dar în seara asta sunteți revizionist, adică nu mai aveți... De ce? Dacă spun că Basarabia e pământ românesc, înseamnă că... Mâine, uite, fie mâine, că vine, arții, mâine vine Victor Orban și vă spune Transilvania e pământ... Dar nu ți mai tare, că așa vorbesc, nu te super dacă mâine vine Victor Orban și vă spune Transilvania e pământ românesc. Ne batem cu ei, că Transilvania este pământ românesc, dar sigur. Ne batem în idei. Într-un secol românii și-au pus de două ori opincile pe turnele Parlamentului de la Budapesta, să știi. Puh, armata română, nu noi, că vai, suntem ce civili. Domne, la trecutul, domnul deputat Fechet la trecutul nostru glorios să viitor... Să nu se supără domnul Fechet, că eu chiar sunt... Ar trebui să fie foarte... Nu că luminos, ar trebui să fie orbitor de luminos. Să încheiem emisiunea înțelegând că ne luăm la bătaie nici cu rușii, nici cu ungurii. Este adevărat că există în spațiul public această teorie potrivit căreia, în legătură cu relațiile economice dintre România și Rusia, acestea ar fi putut să fie, știu eu, mai intense în ultimii ani sau în ultimii 10 de ani. Ori din acest punct de vedere, balanța comercială pe care o avem cu Rusia, într-adevăr, este una insignifiantă. Sunt anumite state, Ungaria este un foarte bun exemplu, probabil și Germania ar fi trebuit menționat, dacă nu mă înșel, fostul cancelar Schröder este și în bordul de conducere al Gazpromului, care într-adevăr au avut relații comerciale, au încă relații comerciale și probabil că în situația în care se pune problema unei independențe energetice a Europei, aceste state care depind într-o foarte mare măsură de gazul rusesc, ar putea să fie puternic afectate din acest punct de vedere. În legătură cu România, slavă Domnului, cel puțin în legătură cu producția de gaze naturale, dar și când vorbim despre energie electrică, bun, România este aproape independentă în sensul că are suficiente resurse naturale cât să resimtă mai ușor un astfel de șoc. Iaca, la o trecere către Iaca și avantajul unor relații mai reci cu Moscova. Luăm publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat și pun această întrebare. Unul dintre cei mai influenți miniștri trece cumva la aur? Sunt niște imagini, le veți vedea. Ne reîntoarcem. Bine ați revenit la ultima oră. Fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici, apariție surprinzătoare alături de liderii AUR. Fostul ministru PSD a participat la o dezbatere organizată de AUR pe teme de energie. Mai mult, Teodorovici laudă AUR pentru încercarea de a găsi soluții și critică pe cei din PSD și PNL. Bianca Ogarcă are toate informațiile. Bună seara, Bianca! Bună seara, bun găsit tuturor! Am putea asista la o mutare șoc pe scena politică, asta în condițiile în care Eugen Teodorovici a fost invitatul de onoare al celor de la AUR în cadrul unei dezbateri unde, atenție, s-au discutat mai multe teme, inclusiv tema facturilor la energie electrică și gaze. De altfel, în cadrul acestei dezbateri, Eugen Teodorovici, fostul ministru de finanțe, nu a ezitat și a lăudat pe
cei de la AUR, astfel încât, susține Teodorovici, iată, AUR, un partid din opoziție, încearcă să caute soluții pentru români. Astfel spus, nu este exclus ca în perioada următoare să putem vedea cum Eugen Teodorovici înclină către partidul AUR, asta în contextul în care și în cadrul acestei dezbateri am putut observa că Teodorovici a avut un discurs extrem de apropiat de către cei de la AUR și am să vă citez: orice fel de intenție a unui român către interesul național a fost catalogată în felul următor: ori ești pro-rus, ori anti-american, a mai spus fostul ministru de finanțe. Mulțumesc foarte mult, Bianca, avem și imaginile, haideți să le vedem. Domnul ministru Teodorovici, alături de liderii AUR, vă spuneam, la o conferință având ca temă situația energetică. Domnule senator Oprea, domnul Teodorovici a plecat din partidul nostru, nu mai în PSD? N-am să vorbesc despre fostul meu coleg de guvern, despre domnul Teodorovici. Voiam să dau și o veste bună, pentru că au fost atâtea scenarii rele pentru România. Astăzi a fost aprobat IMM Investul, care este cel mai ambițios program, spun eu, de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii din România. Împreună cu celelalte programe, sunt încă patru, IMM, Agroprodu, Rural Investul, Garant Construct, Innovation, și au peste 17 miliarde de lei sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru locurile de muncă din România. Cred că asta e important. Este o veste bună, sunt convinsă că se bucură investitorii din domeniu, dar de ce nu vreți să vorbiți despre fostul dumneavoastră coleg? Sigur că pot vorbi oricând cu el. Nu, despre el. Am fost colegi. Nu știu. Nu, n-am vorbit de foarte multă vreme, ca să știu ce intenții are. Domnule Feche, dacă nu și-a găsit domnul Teodorovici loc, nu și-a mai găsit loc în PSD, poate și AUR să fie o soluție, o variantă onorabilă pentru un om care a fost ministru de finanțe în țara asta. Nu pot comenta în legătură cu parcursul politic al domnului Teodorovici. Aș face o glumă că i-ar sta bine între domnul Simion și doamna Șoșoacă. Cred că s-ar potrivi în peisaj acolo, însă, repet, nu am de unde să știu ce urmează să facă și, sincer, nici nu mi se pare important. Chiar așa e, neimportant, domnul profesor Pielanu, dacă domnul Teodorovici merge la AUR, să mi se pare mie că nu e o știre asta? E important pentru domnia sa, își caută un loc sub soare, îi place să facă politică, la PSD nu i s-au închis, câte știu eu, ușile, dar, mă rog, nu se legau lucrurile astea cu nivelul pretențiilor de întoarcere. Adică ce voia? Haide, ziceți-ne acum, ce voia domnul Teodorovici ca să se întoarcă? Eugen Teodorovici, care a fost președintele executiv al partidului până nu de mult, da? După care n-a reușit să performeze la Tulcea și, mă rog, după aceea s-a supărat pe partid. Partidul în continuare îi deschide porțile, asta vă spun cu siguranță. Da, domnia sa trebuie să înțeleagă că în Partidul Social Democrat și nu numai, ca să ai autoritate, trebuie să ai și performanță. Și performanța în politică înseamnă numărul de voturi adunate. Cu asta se începe. După aceea, sigur, sunt și alte lucruri. Bun, eu vreau să vă întreb altceva. Dacă însă, atenție, îi doresc mult succes lui Eugen Teodorovici. Mult succes. E bine că îl recuperează chiar și Aport. Voiam să vă întreb altceva. Dacă transferul ăsta dinspre PSD spre AUR poate fi cumva extins, să ne gândim și la varianta în care AUR fură și electorat de la PSD. Păi fură, că sunt la rândul său în dinamica și procesualitatea votului de-a lungul timpului. Sigur că bucăți de electorat se mișcă pe o zonă, pe stânga, pe dreapta, și partidul, mă rog, electoratul pierdut al PRM-ului, de pildă, la un moment dat, o parte dintre el s-a dus spre zona PSD-ului. Oamenii ăștia care mănâncă maghiar pe pâine, lucruri de genul ăsta, care sunt complet medievale, n-au ce să caute într-o politică normală. Și apărând un partid cu vădite excese de
nu ne mai pune o etichetă că se știu ele, atunci sigur că oamenii ăștia se simt mai degrabă reprezentați de aceste partide. Da? Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor, se termină ultima oră aici, urmează România la raport cu Andreea Crețulescu. Bună seara, Andreea! Bun găsit, Lili, bun găsit, doamnelor și domnilor. Venim cu dezvoluri absolut incredibile. Manevra prin care se secretizează cel mai mare tun al pandemiei. S-a încercat punerea la strict secret. O să vedeți și voturile unor europarlamentari români. Ce se întâmplă acolo? De asemenea, venim cu dezvoluiri despre toate aceste condiții draconice la care este supusă România ca să ia niște bani din PNRR. Dar ce să vezi? Banii ăștia ajung în consultanță și, atenție, ei nu sunt dați așa pe gratis, ei sunt dați sub formă de împrumut, adică trebuie să-i returnăm la un moment dat. Vorbim și despre criza facturilor care falimentează mai tot în România. O să vedeți ce se întâmplă pe zona de alimente, ce spun producătorii, fermierii. Și dezvoluim în această seară o manevră, de asemenea, prin care un produs, când ajunge într-un magazin, de exemplu, la un leu, la raft îl regăsiți la cel puțin 4 lei. Nimeni nu intervine nici aici. Este o mare păcăleală. Vorbim și despre banii pensionarilor, ce se întâmplă acolo, când vor veni recalculările. Și mai este un scandal extrem, extrem de important apropo de excrocherie aceasta cu banii din consultanță.